Da? Să se găsească perechile X și Y, încât să fie adevărată relația asta. Ce X și Y să fie, încât să fie egalitate. Cred că o pereche ar fi 2 și 0. Dacă înlocuim pe X cu 2, cea de pe locul 1 este X-ul și cealaltă de pe locul 2 este 0. Ia să vedem. 0 ar este egal cu, loc de X punem 2 la pătrat minus 5 ori 2 plus 6. 4 și cu 4 minus 10 plus 6 este adevărat. O altă pereche este 3 și 0. Zic eu. 0 este egal cu 3 la a doua minus 5 ori 3 plus 6. Da. Este adevărat. 9, 15 9, plus 6 este adevărat. Așa că am găsit eu două. Dar problema este să găsim pe toate. O infinitate sunt. Foarte greu să le găsim pe toate. Prin ghicitul lor așa e o treabă complicată. De aceea o să încercăm să vedem așa. Să dăm lui X o valoare și să găsim Y-ul. Și când dai lui X după rețeta asta, găsești pe Y. Una X egal cu pentru X egal cu minus 1. Da? Cât rezultă că este Y? Y-ul va fi egal cu minus 1 la pătrat minus 5 ori minus 1 plus 6. Și este egal 1 plus 5 plus 6, 12. Da? Da. Ei, ideea asta mă duce spre varianta de a vedea ca o funcție expresia asta. Să dăm lui valorile și X-ul, îndată ne dăm seama că funcția asta poate fi văzută după rețeta X pătrat minus 5 X plus 6. Deci ne putem gândi că avem funcția f de X egal cu X pătrat minus 5X plus 6. F definită, nu avem nicio supărare, F e definită pe R cu valori în N. Da, e definită pe R cu ceva de grad. Nu e fracție, nu e radical, nu e nimic. Da? Deci e definită pe R cu valori în N. Adică X și X sunt numere reale și Y sunt numere reale. Și dacă gândim repede un tabel din valori, pe linia X-urilor îi știm, de la minus infinit la plus infinit, Y-ii care apar, și atunci acolo avem toate perechile. Nu? Ia uite. X-ii care vin de la minus infinit la plus infinit, și aici este Y-ul, sau f de X, nu? Și urmează să găsim pentru toți X-ii stabiliți. Pentru 2, când X-ul... Când X-ul e 0, hai să zicem. Când X-ul e 0, Y-ul cât este care urmează? Este 6. E de 0, 6. Când X-ul este 2, am dat adineauri, 2, Y-ul este 0. Când e 3, tot 0. Da? Și acum avem șanse foarte tare dacă vom încerca să plimbăm pe X-ul de la minus infinit la plus infinit. Dar dând valori așa, avem o infinitate de valori. De aceea o să încercăm să vedem ce se întâmplă când X se duc la plus infinit. Da? Deci încercăm să facem ce? Limită. A vedea Y dinspre plus infinit înseamnă să facem limită. Da? Iată că de ce? Da? Limita la plus infinit. De ce am făcut limite mai înainte? Am pregătit, da? Și zicem acum, limită pentru X tinde la plus infinit din f de x, care înseamnă limită pentru x tinde la plus infinit din x pătrat minus 5x plus 6. Și egal cum? Cum să facem limita asta la plus infinit? Forța. Da? Poate forța pe x pătrat. Deci egal cu limită x tinde la plus infinit din x pătrat pe lângă 1 minus supra x, nu? Plus 6 supra x pătrat. Asta înseamnă x pătrat factor forțat, unde nu am x la a doua, punem supra x sau supra x la a doua, da? Și
face asta, duce spre 0. Asta spre 0. Și face infinit ori 1, face plus infinit. O, dar chestia asta, limita la plus sau minus infinit, era asimptota orizontală. Da, da. Nu? Și dacă era finită, aveam asimptota orizontală. Care, faptul că este infinită, înseamnă că nu există. Deci nu există asimptotă orizontală spre plus infinit, da? Deci nu există spre. Și atunci mă gândesc să mă ocup de o partie oblică. Deci nu existând asimptotă orizontală, mă gândesc la oblică. Așadar, asimptota oblică spre plus infinit, da? Y, e vorba de dreapta aceea, Y egal cu MX plus N. Trebuie să vedem cine e M-ul, cine e N-ul. Ne amintim, M-ul era cine? M egal cu limită plus infinit din f de x pe x. Da? Și face cât f de x pe x? Va fi x tinde la plus infinit din f de x pe x. Va fi infinit. Facem concret, să vedem cât este. Limită pentru x tinde la plus infinit din f de x-ul, care în cazul nostru x pătrat minus 5x plus 6 supra x și egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din x pătrat, scoatem un factor forțat pe x pătrat, nu? Da. Întotdeauna la plus minus infinit, așa trebuie să facem. X pătrat. 1 minus 5 pe x plus 6 pe pătrat supra x, nu? Da. Să ducem x-ul cu pătratul și spre 0, da? Ceva pe infinit face 0 și rămâne doar limită din x. Și când x-ul duci la infinit, face plus infinit. Ei, trebuiau să fie finite. Ca să locuiesc acolo pe mă, cu 3, cu 7, cu minus 1. Deci nu există. Concluzia este că nu există asimptotă oblică spre plus infinit. Deci nu există asimptotă oblică spre plus infinit. Înseamnă că la plus infinit limita este plus infinit. Nu? Așa am făcut-o. Este plus infinit. Nu am avut șansa să pun mâna pe asimptota oblică, nici orizontală noi, e plus infinit. Este la minus infinit, să cercetăm. Deci zicem limită pentru x tinde la minus infinit din f de x, face limită pentru x tinde la minus infinit din x pătrat minus 5x plus 6 și egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din scoate pe x pătrat factor forțat. Corect. 1 minus 5 pe x plus 6 pe x pătrat. Asta duce la 0 la 0. Nu supăr totul spre x. Nu la fel pe el. Ce limite? Să vedem ce se întâmplă cu grecii. Nu pun probleme asimptote. Să vedem dacă există asimptotă orizontală. Da. Face, înlocuim pe x cu minus infinit, face minus infinit la pătrat, plus infinit. Deci și spre plus infinit este plus infinit. Nu am asimptotă. Se rădăcinează din multe ori ideea dacă am făcut la plus, mi-a dat plus infinit, la minus dă minus infinit. E prostie. Trebuie făcută concret. Poate să dea valoare infinită. E o situație de asta. Deci noi calculăm concret. De aceea, în clipa asta, spun că nu există asimptotă orizontală spre minus infinit. Și ne ocupăm de oblică. Și spre minus infinit. Cercetăm oblica la minus infinit. Ia să vedem. M egal cu... Nu. Da, M egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din f de x pe x. Și face limită pentru x tinde la minus infinit din minus 5x plus 6, totul supra x. Egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din la factor forțat, x pătrat pe 1 minus 5 pe x plus 6 pe x pătrat supra x. 5 pe x și 6 pe x pătrat sunt spre 0. Da. X spre așa cu asta face așa.
și rămâne limit pentru x de la minus infinit. Din minus x, practic, da, nu? Da, da. Din x. Și cum x-ul e minus infinit, face minus infinit. Deci aici. Dacă face minus infinit, înseamnă că nici asimptotă orizontală, că trebuie să fie valori finite. Nici asimptotă oblică nu există spre minus infinit. Nici orizontală, nici oblică. Concluzia este că elementele de care vreau, pe care vreau să mă sprijin eu, acelea de a găsi asimptotele care să mă ajute să găsesc perechile, îmi lipsesc elementele. Problema asimptotelor, am cercetat-o, nu acceptă asimptote. E o problemă delicată. Acum, ce să mai fac eu? Cel mult aș mai lua o valoare intermediară ca să mă leg graficul cât de cât. Însă, din ce știu eu, am făcut și derivate. Vă amintiți ce este derivata într-un punct? Este, nu? Limita raportului acela. F de x minus f de x0 spre x minus x0. Deci, f derivat în punctul x0 este egal cu limită pentru x tinde la x0 din f de x minus f de 0 x minus x0. Dar limita asta se face în punctul respectiv, adică mă apropii de x0 acela, fie cu x și din stânga, fie cu x și din dreapta, da? Asta înseamnă că e vorba de derivata în stânga, derivata în dreapta lui x0 acela. Și ele sunt egale. N-are importanță cu ce x mă apropii. Și acum, vă amintiți când o funcție este crescătoare? O funcție este crescătoare pe un interval, deci fie funcția f depinde pe intervalul i cu valori în ea. Da? F strict crescătoare pe i dacă și numai dacă toate valorile nu. Funcții strict crescătoare, dar numai dacă la oricare, la orice x1 mai mic care x2 v-ați opri voi, deci la oricare pereche x1 mai mic ca x2, rezultă că f de x1 e mai mic decât f de x2. Adică sensul de monotonie se păstrează. Cum se întâmplă între x, se întâmplă și între y. Da? La orice x1 mai mic decât x2, rezultă că f de x1 mai mic. Am zis aici că e strict. Dacă vreau să spun că este crescătoare, iau și cu posibilitate de egală. Da? Ei, în raportul ăsta, facem f de x1 minus f de x2, da? Adică mai traduc altfel monotonia strictă. Tu pe x2 în stânga, și bine, x1 minus x2 mai mic ca 0, dacă duc x2 în stânga, da. Și din coace f de x1 minus f de x2 mai mic egal decât 0. Și dacă înlocuim, în loc de x1 spunem x și în loc de x2 un x0, ar fi așa, că din x mai mic ca, din x minus x0 mai mic ca 0, am că f de x minus f de x0 mai mic egal decât 0. Deci, ce am făcut noi? În loc de x1 am pus x și în loc de x2 am pus x0. Și acum, fac raportul ăsta, f de x minus f de x0 supra x minus x0, adică minus pe minus, minus pe minus la împărțire, cât dă minus pe minus la împărțire, dă plus. Deci, aici, asta este minus, asta e minus, și asta va fi mai mare egal decât 0. Și dacă trec la limită, în chestia asta. Deci limită pentru x t
tind de la x0. Din f de x minus f de x0 totul supra x minus x0. Asta, această limită, cum este? Limită din chestia asta. Limita asta ce reprezintă? E reprezintă derivata în punctul x0. Limita raportului f de x minus f de x0 supra x minus x0 este derivata în punctul x0. Și cum este ea? Dacă tot timpul e un aici e un număr pozitiv, limita unei funcții pozitive este tot un număr pozitiv. Deci asta va fi mai mare egal decât 0. Și iată ce șmecherii. Pe acolo unde e derivata pozitivă, funcția este crescătoare. Ăsta e motivul pentru care derivata este de mare folos. Deci pe intervalul în care derivata este pozitivă, funcția este strict crescătoare, chiar strict crescătoare. Iar pe unde va fi negativă, va fi tocmai invers, funcția va fi descrescătoare. Da? Deci spuneți, observații. Observații. Semnul derivatei ne ajută extraordinar de mult, ne ajută foarte mult pentru stabilirea intervalelor de monotonie a unei funcții. Da, ne ajută foarte mult pentru stabilirea intervalelor de monotonie a unei funcții. Punct și virgulă. Pe intervalul pe care derivata este pozitivă, funcția este strict crescătoare. Alte linuți. Pe intervalul pe care derivata este negativă, funcția este strict descrescătoare. Asta e foarte important. Deci, am înțeles deci facem derivate. Derivata ne indică intervalele de monotonie. Mai notați-o la observație. Rădăcinile derivatei. Deci rădăcinile derivate rădăcinile derivate ne indică punctele de extrem maxime sau salut Ionuț, sunt în lecție, da. Da. Așa. Dacă tu poți să-i trimiți tu, dă-mi-l mie, îl încarc pe YouTube și el de pe YouTube acolo nu parte el și îl trage el să face el treaba. Îl pune pe Da, și eu îl descarc, îl pun pe YouTube și Cristian îl vede și face el toată treaba acolo. Bine. La revedere. Deci, spuneam că derivata întâi, rădăcinile derivatei întâi ne indică de extrem, maxime sau minime. Asta înseamnă punct de extrem, maxime sau minime. Și, concret, dacă așa stau lucrurile, hai să facem și noi derivata. Dacă atât de importantă e derivata, pentru funcția asta care o avem acum, să facem derivata, da? Deci e vorba de f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Atunci zicem f derivat de x. Deci, dacă f de x o avem egal cu x pătrat minus 5x plus 6, atunci f derivat de x
este egal cu 2x minus 5. Da? 2x minus 5. Și o egalăm cu 0. Acum stabilim semnul acestea. Ca o funcție de sine stătătoare. Da? Deci... ce zici? F derivat de x, mă pierd cu 2x. Cum? Bine. Păi nu știi cum venea? X pătrat. Ah, da, da. 2 da, vine da, în da, față. Da, da, da. 2. Păi tu... constanta derivată, zic, da, tu, eu am... Dar te-ai operat tu... Tu creier, cred că. Deci 2x minus 5. Da. Ai avut o pierdere de memorie așa, completă? Anestezii. Zici derivată, dar eu n-am auzit de asta. Uite, bă, ce faci. Și de ce 5? 5, x derivat face 1, da? Da, și constanta derivată este 0. Așa că, o anulăm. Deci, f derivat de x egal cu 0. Adică 2x minus 5 egal cu 0. Adică x egal cu 5 pe 2. Și, în tabelul acesta, imediat sub linia asta, sub linia x-ilor, punem derivata. F derivat de x. Și pe urmă f de x. Deci faceți din nou tabelul. Da? Și pe urmă f de x. Pentru că derivata nu este de folos pentru f de x. Și am spus că rădăcina derivatei, iată, rădăcina derivatei 5 pe 2, da? 5 pe 2, 5 pe 2 înseamnă 12,5, 5 pe 2, aici este la mijloc, derivata este 0 aici, în 5 pe 2, da? Derivata este 0 în 5 pe 2, și ca o funcție de gradul 1, intervalul de la minus infinit până la 5 pe 2, și până la 5 pe 2 încolo, este rupt în două, de la minus infinit, nu? La plus da. Infinit. Și iată, dacă luăm un x din zona de la minus infinit la 5 pe 2 până la pe 0, cât vine aici? A, 2 ori 0, 0, minus 5, minus. Deci, aici va fi de tot tipul derivata negativă. Și de la 5 pe 2 încolo va fi pozitiv. Valoarea în 5 pe 2 o putem afla. F de 5 pe 2. Y cu care apare ca imagine. Va fi 5 și va fi 0. Deci f de 5 pe 2, cât este? Păi să-l facem. Da. Da, face 25 pe 4 minus 5 ori 5 pe 2 minus 25 pe 2 plus 6. Și egal cu 25 minus 50 plus 24 pe 4. Și face 49 minus 50 supra 4 și face minus 1 pe 4. Deci, imaginea în 5 pe 2 este minus 1 pe 4. În 2 este 0. În 3, am făcut împreună 0. În 0 este cât? 11 sau 12 cât a fost? F de 0. Nu, F de 0 este 6. Da? F de 0 este 6. Limita la minus infinit, da, parcă minus, plus infinit. Infinit. Și la plus infinit este plus infinit. Pe acolo unde, pe intervalul unde derivata o văd negativă, Y, funcția descrește. Și pun săgeata așa. Funcția e descrescătoare. Iată, e descrescătoare și pe zona asta. De la 2 la 5 pe 2. Și de la 5 pe 2 încolo începe să fie pozitivă, crește, crește. Și ne uităm așa dacă valoric e bine. De la plus infinit, Y vin la 6, scad până la 0, scad în continuare până la minus 1 pe 4, de la minus 1 pe 4 cresc la 0 și la plus infinit. Cea mai mică valoare pe care o atinge, nu? În toată perioada asta, cât X și vine la minus infinit la plus infinit, cea mai mică valoare este minus 1 pe 4. Perechea pe care o remarc în mod deosebit este 5 pe 2 și minus 1 pe 4. Nu? Da. Deci este vârful parabolei.
Vă amintiți în clasa a noua că vârful e, pe... Minus delta... E minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Da. Da? Minus B pe 2A și minus delta supra 4A. Ia să vedem, chiar așa este? În cazul nostru, vârful B de coordonate, minus B. B-ul este cât aici? 5 minus 5. Minus 5. Pe 2 ori 2, 1. 2. Ia uite, 5 pe 2 da. Și minus delta supra 4A. N-aveți decât să faceți pe delta, care face 25. Minus 4, 6, 24. 1. Da? Și vine minus 1. Da. Minus 1 pe 4. 4. Da. Iată că în analiza, în clasa 2, am un special, analiza matematică este riguroasă și ea îți oferă șanse să spui exact ce se întâmplă, da? Puncte de extrem, adică maxime sau minime. Deci derivata întâi este spectaculos de importantă. Derivata întâi ne indică intervalele de monotonie, adică pe acolo pe unde derivata e negativă, y-ii sunt descrescători și iată așa vin la plus și vin până la minusul pe 4, după care y-ii sunt crescători. Nou, ați înțeles că nu facem derivate așa ca să ne aflăm în treabă, ci derivata are un rol esențial în studiul funcțiilor. Este esențial. Totul s-a construit meticulos. Mai întâi s-a făcut limite, limitele ne-au ajutat să facem o derivată. Ce este derivata? E o limită, limita raportului. Da. Și iată că acum înțelegem de ce trebuie să acordăm foarte mare importanță. Și uitați-vă cum arată graficul. Cum știți bine, este parabola, care înseamnă vârful la 1, 2, 3, la 5 pe 2 jumătate, da? Și jumătatea și o pătrime, ce înseamnă în parte o pătrime, minus 1 pe 4, și acesta este vârful parabolei, cel mai de jos, ăsta este punctul parabolei. Când x-ul e 0, y-ul e 6, parcă 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și din ce știu, există o simetrie perfectă. Dreapta care trece prin un vârf e axă de simetrie. Și atunci, dacă aș fi luat toți x-ii de la 0, de la 2 până la 5 pe 2, i-ar fi dat acești y din zona asta, iar toate punctele acestea puse unul lângă alta, toate, absolut, toate fac graficul funcției. Altfel spus, perechile x și y care le-am căutat sunt pe graficul ăsta. Dar vedeți voi, eu pot să mă duc și mai așa, și atunci m-am dus în altă zonă, sau și mai așa să mai strâng, atunci alte puncte am luat. Din păcate, dacă aș fi avut o asimptotă dreaptă, m-ar fi ajutat foarte mult. Aș fi legat. Neavând așa ceva, mai iau niște puncte acolo, țin cont de simetrie și așa înțeleg că voi reuși să selectez din plan doar acele puncte. Atenție, duc prin punctele respective, le unesc toate unul de altul așa lipite, sunt perechi X și Y care se fac la relația asta. Da? Deci asta face, dacă vreți să se sinteza întregii materii, facem limita asimptotei, derivata întâi, doi, o să vedeți, și derivata a doua, care ne ajută să știm, e concavă sau convexă. Când e derivata a doua pozitivă, e forma asta, adică ține apă. Da? Convexă. Când va fi negativă, nu ține apă. Da? Concavă. Ei, și după ce am discutat treaba asta, vă propun să vedem cât timp avem. Vreo 10 minute. 10 minute, da?
în aceste 10 minute, hai să discutăm următoarea funcție. Să trasăm graficul funcției f de x. Acum ați înțeles ce înseamnă graficul funcției, înseamnă perechele x și y care satisfac la relația f de x egal cu modul din x ori e la puterea 1 pe x minus 2. Dacă eu am dat legea, dar nu putem să ne apucăm de treabă decât după ce stabilim domeniul de ființă, să dau funcția complet. Deci f e definită pe cine? Pe iar în afară de 2. Da. De ce în afară de 2? Pentru ca să existe acea fracție. Fracția, da? Cu valori în iar. Deci nu mă... Aș pune chiar cu valori în iar plus. Ai motiv că exponențiala e totdeauna pozitivă. Da. Modulul e un număr pozitiv. Ca să fiu mai riguros, în iar plus. Eu nu mă aștept graficul să-l văd cu y negativ. Dacă cumva îl trasez cu y și negativ, adică trec sub axă cu graficul acesta, e o mare prostie. Deci am și în minte forma graficului acum, n-are ce căuta sub axă. După ce am stabilit domeniul de ființe, încep tabelul și încep să adun elemente esențiale, care îmi sunt de mare folos pentru trasarea graficului cu cât mai multă precizie. Iată cum încep treaba. Zic așa, x vin de la minus infinit la plus infinit, doar 2-ul e o problemă, aici și până mai 0, 1, 2. În 2 nu există funcția bară. Am spus mai devreme că imediat pun derivata, că am mare nevoie și de derivate, ia studiul semnului și rămâi departe, da? F derivat. Da, f derivat. Și aici f de x, da? Funcția. Despre ea voi căpăta elemente pe baza și a derivatei, nu? Derivata îmi va indica el. Și acum, prezența modulului mă obligă să rup în două și atunci o spun f de x egal cu acolată. Odată x ori e la... 1 pe x. Hai să zicem minus x ori e la 1 pe x minus 2 pentru x mai mic. Pentru x aparține din minus infinit 0 închis, să zicem, minus infinit 0 închis, dreapta închis, și egal cu de la 0 încolo, x ori e la 1 pe x minus 2, când x aparține de la 0 deschis la plus infinit, aici se află 2-ul, trebuie să scadă. Da, dacă luăm, de exemplu, pe 0 în modul, nu dă pozitiv, dacă am luat intervalul închis acolo. Păi, da, 0 face 0. Și 0 ceva face 0. Da. Deci, modul din 0 este 0. N-are importanță un închid. Fiindcă închid la dreapta, fie la stânga, nu e nicio importanță. Trebuie să fie undeva. Undeva să fie închis, că punctul acela trebuie luat. Da. Deci vine x-ul la 1 pe x-ul, când x aparține 0 plus infinit, mai puțin elementul 2, că aici se află 2. Și așa arată funcția aceasta. Și acum să încercăm, asta e din domeniul de ființe. Am explicitat-o. Hai să vedem unde taie graficul ăsta axa x-ul și unde taie axa y-ul. Deci, graficul lui f intersectat cu x, x'. Cine este 0 pe axa x-ul? Y-ul. Nu? Pe axa x-ul, y-ul e 0, da? Deci y-ul egal cu 0, echivalent cu... Dar y-ul la mine are două variante, asta și cealaltă. Deci o să zicem, cazul întâi, când x aparține la minus infinit, la 0 închis, ecuația devine, e vorba de minus x ori e la 1 pe x minus 2, se facă 0. Nu așa? Da. Când y-ul e 0, deci minus x. Gândul produs egal cu 0. Da, fiecare cu șansă să fie 0. Deci de aici rezultă x egal cu 0 și e la 1 supra x minus 2 cum este tot timpul. Da. Mai mare ca 0, strict mai mare. Deci rămân mai x egal cu 0. Așadar, când x-ul e 0, y-ul e 0, 0 este în cazul nostru din mulțime, nu? Cu interval închis. Și cealaltă variantă, când o luăm, pentru x
aparține de la 0 deschis la plus infinit, ecuația devine x ori e la 1 pe x minus 2 egal cu 0, adică tot x egal cu 0, dar a fost luat înainte, acum nu mai e luat cu săreau. Și rămânem cu x egal cu 0 din prima variantă. Deci graficul f intersectat cu x prim. Hai să vedem unde e axa y-ilor. Deci graficul f intersectat cu y prim. Pe axa y-ilor cine este 0? X. X-ul egal cu 0. Și atunci rezultă că dacă x-ul e 0, înlocuim. Și y-ul va fi egal cu f de 0. Și unde îl înlocuim? În interval închis. Vine 0, ori e la 1 pe 0 ori ceva, face 0. Deci egal cu 0. Deci 0, 0 era de așteptat. Dacă avem 0, 0, acela este la intersecția axei x-ilor cu axei y-ilor. Deci pe acolo taie și până și pe altă. După ce am... Deci hai să vedem. Domeniul definiției. Am explicat că așa trebuia. Intersecția cu axa x-ilor cu axa y-ilor. Și atunci începem studiul asimptotelor, să zicem. Cum se comportă la plus infinit, la minus infinit, asimptote verticală, că avem pe 2 scoți în domeniu, da? Deci aici trebuie să vedem cum se comportă, că nici și se apropie de 2 în stânga, în dreapta. Hai să pornim la treabă. Și zicem. Mai întâi, la minus infinit. Limită pentru x tinde la minus infinit. Da? Limită pentru x. Îmi spuneți când să mă opresc. Voi, da, ziceți. Hai să da? Limită pentru x tinde la minus infinit din varianta despre minus, adică din minus x ori e la 1 pe x minus 2 și face limită din toată asta, înlocuim pe x cu minus infinit și face minus minus din infinit ori e la 1 pe infinit minus 2 minus x din minus 2 și face infinit ori 1 pe infinit 0, e la 0, face 1 și face infinit. Așadar, voi spune că la cine? La minus infinit este plus infinit, nu? Deci la minus infinit, aici pun plus infinit. Și la plus infinit, dacă voi mă vorbesc, deci va face plus infinit. În final, nu am asimptotă orizontală, nici la plus, nici la minus. Deci rezultă că nu există asimptotă orizontală spre plus minus infinit. Și așa că ne ocupăm de oblică. Y egal cu mx plus y. Și mai să zicem spre minus infinit. Adică y, m1 să zicem, m1 egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din f de x pe x și egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din f de x, adică minus x e la 1 pe x minus 2, e adevărat că e minus x? Da. Uite, minus x e la 1 pe x minus 2 supra x. X cu x se simplifică și face, înlocuim, face minus 1. Minus 1. La minus infinit, e minus 1. N1 egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din f de x minus mx, da? Da. Și egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din f de x, adică minus x ori e la x minus 2 minus minus vine plus x. Plus x. Da? Minus m, m e minus 1 minus minus vine plus x. Și egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din, scoatem un minus x în factor. Da. Să zicem minus x ori e la 1 pe x minus 2 minus 1.
minus x, e la 1 pe x minus 2, deci am scos pe minus x, rămâne e la 1 pe x minus 2, minus 1, da? Da. Și apare ceva pe infinit 0, e la 0, 1, 1 minus 1, 0, infinitul 0. Dar e la ceva minus 1, erau fundamentale. Erau de x minus 1 sub acelul de x. Parcă așa, nu? Dar așa venea sau... Era 1 plus, am credea. Deci cum era, hai să ne amintim, limită pentru x tind de la x0 din 1 plus e la f de x, da? Era așa? 1 plus e la u de x cu tu supra u de x face u de x, da? Face 1, dacă și numai dacă u de x tinde la 0, nu? Când x-ul tinde la x0, u de x se facă 0. Păi nu-i vine 1 plus. Uite, care e motivul? Că dacă ar fi așa, u de x făcând 0, e la 0 face 1, 1 plus 1 face 2. Și vreți fi cazul 0 pe 0. E 1 minus. 1 minus sau e la u de x minus 1. E la u de x minus 1. Așa, ne-am amintit acum. Deci limită, hai să o scriem, limită pentru x tind de la... Deci nu-i bine, cu minus trebuie să fie. Și era limită pentru x tind de la x0 din e la u de x minus 1 supra u de x face 1 dacă și numai dacă u de x tinde la 0. Și dacă așa stau lucrurile, iată că noi suntem e la ceva minus 1, e la ceva minus 1 supra acel ceva, supra șmecheria asta. 1 supra x minus 2. Dacă asta se duce la 0, iată u de x-ul este expresia 1 supra x minus 2. Și noi am pus-o noi, o punem și mulțită cu 1 supra x minus 2, nu așa? Da. Și atunci toată șmecheria asta este fundamentală. A e, numărul e, face 1. Și atunci rămâne egal mai departe cu limită pentru x la minus infinit din minus x supra x minus 2. Nu? Din minus x supra x minus 2. Și observăm că știm bine, facem da, factor forțat pe x-ul de jos și face limită pentru x tind de la minus infinit din minus x supra x pe lângă 1 minus 2 pe x x cu x se duce și face minus 1. Deci m este m1 e minus 1. M1, da? Da. M1. N1, cine era? N1 este limită pentru x tinde la minus infinit din f de x minus m1, găsit mai înainte, m1 ori x. Și nu facem decât să locuiesc pe m1 ăsta care e minus x, va fi egal cu limită pentru x de la minus infinit din f de x-ul din varianta asta din despre minus infinit din minus x e la 1 pe da? Minus x ori e la 1 pe x minus 2 minus m1 care m1 l-am găsit minus 1 deci vine plus plus x. Și acum scoatem pe x factor forțat chiar minus x am să scot deci egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din dar l-am făcut f de x am obosit tot stau să mă uit la da? Ne oprim aici, da? Da, da? L-am făcut pe M1 și l-am făcut și pe N1, care e minusul, da? L-am reluat, am avut impresia că nu l-am făcut. În concluzie, avem spre minus infinit asimptota
oblică, y egal cu minus x minus 1. Y egal cu minus x minus 1, astea se tot oblică spre minus infinit. Și se calculează și spre plus infinit. Și studiul o să-l facem inițial, dacă mai veniți. Dar eu nu inițial, eventual vine. Eu vin. Vineri poți veni, da. Dar tot așa târziu că ăștia o sări pe mine ca au nu știu ce de făcut, pitici. O să cobor mai jos, o să încep că e vineri sărbătoare și o să încep să fac mai de timpuriu. Nu mai vedeu la subine. Deci mâine tot la 9. Tot la 9, da? Așa, bun. La revedere, ne oprim aici. Ce-i păziți? Ți-e rău. Nu am multe.